Cei mai mulți dintre elevii de la școala Elena Cuza sunt conștienți de importanța reciclării deșeurilor, dar și a maculaturii. Cred că este o idee foarte bună, reciclarea, fiindcă nu se mai taie mulți copaci și putem folosi hârtia, de exemplu, de mai multe ori. Cred că ar fi o idee foarte bună, deoarece putem să o refolosim și nu să o aruncăm direct, să nu o ardem sau... Așa, dacă o ardem și nu o reciclăm, dăunăm și mai rău mediul și tăiem alți copaci pentru altă hârtie. Pe lângă Eco-școala, elevii de la Elena Cuza sunt implicați în proiectul Școală pentru o Românie Verde. În cadrul acestuia, cei mici colectează săptămânal maculatură. Poate scopul cel mai important este acela de a recicla. Deci de a nu arunca la întâmplare și de a învăța pe copii să protejeze mediul. Un alt avantaj este cel material, prin care dacă adunăm o cantitate foarte mare de hârtie și o predăm, școala este recompensată, să spunem așa, printr-o sumă de bani. Nu este foarte mare suma, la 10 tone, 1000 de lei, dar este binevenită. Știm foarte mulți părinți care ne întreabă dacă pot aduce maculatură la școală. În ultimul timp, știți, nu se mai... colectează și atunci chiar facem un apel prin intermediul dumneavoastră și vă mulțumim tuturor cetățenilor din Vaslui care vor să ducă într-un centru organizat maculatura. La școala gimnazială în Acuza se colectează joia și vinerea în fiecare săptămână. În cadrul acțiunii ecologice Școala pentru o Românie Verde, copiii colectează hârtie pentru a planta 1 milion de copaci în luna aprilie a acestui an.